Acest masaj se aplică și în cazul înțepăturilor de insecte. Pe mine, iată aici, m-a pișcat un țânțar și aici undeva. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit în comunitatea noastră! Bun venit pe canalul Frumuseții Vârste Elegante! Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Deci, la solicitarea voastră, astăzi vă prezint un masaj răcoritor. Este un masaj gratuit, cu gadgeturi ieftine, care sunt la îndemâna tuturor. Acest masaj îl puteți să-l aplicați dacă sunteți în concediu, dacă sunteți pe drum, dacă sunteți în vacanță, la mare, este ușor de aplicat și este foarte binevenit pentru toate tipurile de ten. Deci, masajul cu lingurile, masajul cu lingurile reci. Aveți nevoie de un bol cu gheață și linguri. Eu am aici 4 linguri, fiindcă voi face masaj cu 2 linguri, cu ambele mâini. Dacă sunteți la început de cale și nu aveți abilități de a efectua acest masaj, priviți masajul cu linguri contrast, cu lingurile contraste și a efectua masajul cu o lingură. De ce mai avem nevoie? Avem nevoie de oglindă, numai decât oglinda să fie lângă voi ca să aplicați corect mișcările. Și ulei. Deci, masajul se efectuează pe ulei, pe cremă sau fără, cum vă este comod. Acest masaj este binevenit pentru tenul cu pirozic. În special, acum, în perioada caniculară, este o metodă de liniștire și de acalmare a tenului. Începem masajul. Dați-mi... Tenul trebuie să fie curat și eu o să aplic un pic de ulei, ulei de susan. O să-mi strâng părul, fiindcă o să-mi efectuez masajul și pe frunte. Puteți acest masaj, deci tenul este curat, fără machiaj, doar o picătură de ulei de susan. Puteți să luați crema voastră preferată, uleiul vostru preferat. Nu contează. Mânuțele sunt curate și aplicăm. Dacă aveți necesitate de urgență, de a vă reveni, de a vă împrospăta, în scop anticearcă, antiedematic, acest masaj este minunat, este la îndemână tuturor. Să-mi șterg mânuțele de ulei și, deci, pentru începători, începeți cu doar cu o lingură și doar atingând, tapotând. Deci, masajul cu lingurile este foarte simplu, are 2 mișcări, tapotarea și netezirea. Iată așa, pentru cei începători, Doar o atingere, să se obișnuiască cu senzația de răcoare. Deci eu voi lucra cu ambele, cu 2 linguri. Îndată ce lingurile se încălzesc, noi schimbăm lingurile. Mie îmi place acest masaj să-l efectuez dimineața și la ochi. Și vom tapota zona ochilor. Să ne obișnuim, să tolerăm pielea la criomasaj. Vă spuneam în filmulețul când am aplicat măsculița fulgușor, că nu pot rezista recele la frunte. Tapotăm de 3 ori. Așa, de 3 ori. Când lingurile se încălzesc, tapotăm fruntea un pic ușor, fiindcă ăsta este centru magic de înviorare. Și vom efectua
câte trei tururi, vom efectua de trei ori pe liniile de masaj. De la nas spre urechi, de la gură spre ureche. Și în timpul când se încălzesc lingurile, mergând în jos, că acest masaj are efect de împrospătare. Lingurile puțin s-au încălzit și eu merg mai în jos să-mi tolerez pielea. Așa, s-au încălzit. Eu voi schimba lingurile și voi începe mișcarea de la piept. Simt o prospețime, simt prospețime și voi începe încetișor de la piept. A, ce plăcut! Și facem trei mișcări. Trei tururi. Puteți așa, până la 7-8 tapotări. Știți că e foarte, foarte plăcut. Dacă mi se lunică mâna de la... Este foarte, foarte plăcut. Și mergem în sus. Lingurile se încălzesc. Și este comod. Prima mișcare este mai rece. De aceea lingurile de acum se încălzesc și îmi permit să masajul să-l fac și în zona gâtului, în zona submandibulară. Și când ajung la punctele magice, deci punctele magice sunt zona bărbii, ai, foarte curat, și zona gurii, lingurile sunt mai reci. Da, foarte bine. De trei ori, încă o dată. Și merg spre ridul nazolabial. Și lucrez cu ridul nazolabial, dacă am. Așa. Și iarăși tapotăm. Și tapotăm spre ureche. Acest masaj este foarte, foarte plăcut. Îmbunătățește circulația sângelui. Prospetează, tonizează și antrenează vasele. Lingurile s-au încălzit un pic la nas. De trei ori. Lingurile le pun la loc, le iau pe cele reci și voi lucra cu zona oculară, cu zona ochilor. Deci după tapotare voi netezi pleoapele de 3 ori, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și a 3 ori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și jos. De la, deci voi netezi și partea de jos netezim, 2, 3 și rotund, ochelari, deci lingurile reci au aceeași acțiune ca modernele pace. Ciarcăne, antiedemice, din prospătare, antipungi, deci pace, ieftine, comode și eficace. Și la tâmple. S-au îngălzit lingurile, deci eu voi schimba lingurile, că vreau să aplic pentru... Voi schimba lingurile pentru ca pe frunte să fac cu lingurile reci. Vai, ce plăcere! 7 mișcări. Și pe 3 linii. 2, 3, 4, 5,
6, 7. Mai sus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și la rădăcina părului. 1, vai ce plăcut, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O eliberare și la tâmplă. Și voi repeta în jurul ochilor. Voi lua lingurile reci pentru capotarea în jurul ochilor. Deci tragem atenție la locurile și punctele magice. Zona ochilor, a sprâncenelor. Mai repet, tapotăm. Zona nasului. Zona nazolabială. Zona gurii. Zona urechilor. Vai, foarte plăcut! O împrospătare și o senzație de bine, fetelor, băieților. Merită ca acest masaj ieftin, gratuit, să-l aplicați în zilele caniculare. Am luat lingurile reci, eu am necesitatea în zona gurii să mai aplic. Și merg spre jos. Deci am necesitatea să tapotez și zona gurii și a bărbiei. Lingurile puțin s-au încălzit și merg în jos. Și la decolteu. Puteți să aplicați și metoda aceasta. Aplicați, experimentați și primiți plăcere. Aplicați, deci cunoașteți, experimentați și primiți plăcere. Foarte, foarte plăcut. Mie îmi place și zona cervicală. Lingurile nu sunt atât de reci, dar merită să încercați plăcerea. Masajul a luat sfârșit. Masajul este foarte plăcut, mie îmi place. Dacă v-a plăcut acest masaj, ieftin, economicos și eficace, scriți, vă rog, în comentarii. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și să aveți o vară răcoroasă, plină de momente plăcute. La revedere!